Vă așteptăm la Festivalul Național de Teatru. Nu ratați la Sala Mare a Teatrului Național din București un spectacol excepțional, Iulius Cezar, în regia lui Silviu Purcărete și în scenografia lui Dragoș Buhagiar, cu artiștii remarcabili ai trupei Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, nerecomandat copiilor sub 12 ani. Tot la Teatrul Național din București, Băiatul din Brooklyn, producția Teatrului Evresc de Stat în regia lui Cristi Juncu. La Teatrul Bulandra, Sala Toma Caragiu, spectacolul Oameni obișnuiți, în regia Gianinei Cărbunariu, realizat la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Un spectacol nerecomandat persoanelor sub 12 ani. La Teatrul Notara, un text al lui Matei Vișniec, Trei nopți cu Maddox, în regia lui Mihai Lungeanu. La Teatrul Metropolis, Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice. Un spectacol în regia Marianei Cămărășan, cu Oana Pelea într-un rol excepțional. La Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, găzduim Clasa noastră, un spectacol realizat de Bocciar di Laszlo, la Teatrul Național din Cluj. La Teatrul Național din București, la ora 21, Scurte povestiri, Short Stories, un spectacol de teatru dans al unei mari coregrafe, Caroline Carlson. La Teatru Un Teatru, un spectacol bijuterie, The Sunset Limited, realizat de doi regizori foarte tineri, Andrei și Andreea Grosu. La Teatrul Național din București, Sala Pictură, un spectacol de dans prin vis, făcut cu trupa actorilor de la Teatrul Național din Timișoara.